Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Ne-am reîntors la medicul Horia Ștefănescu pentru a vorbi despre un proiect foarte, foarte interesant de al dânsului. Bine v-am găsit! Bine ați revenit! Dar până să vorbim despre proiect, o să vă rog să-mi spuneți din nou cum se transmit hepatitele de tip B și C. Hepatitele de tip B și C se transmit identic cu virusul HIV, despre care probabil lumea știe un pic mai multe, fiind mai celebru. Respectiv, prin sânge sau produse biologice contaminate, ceea ce înseamnă că suntem la risc atunci când avem contacte sexuale neprotejate, suntem la risc la stomatolog, suntem la risc în momentul în care primim o transfuzie, la o intervenție chirurgicală sau chiar și la un lucru care ține de cochetăria noastră la cosmetică, la pedicură, la... Nu știu dacă am uitat ceva, dar în mare cam astea sunt lucrurile de avut în vedere și de în care oamenii trebuie să fie atenți. Încă mai vin pacienți care au contractat virusul la stomatolog, de exemplu? Da, adică de multe ori pacienții care vin la noi vin cu boala, deci nu doar cu infecția cu virus, ci vin cu boala constituită cu hepatită, respectiv cu un stadiu mai avansat, probabil cu ciroză hepatică. Adevărul e că în momentul în care punem diagnosticul de boală hepatică avansată, prea puțin contează că el a luat-o în anul 92 la stomatolog sau în 67 când s-a tatuat în armată cu băieții. Contează situația actuală și cum putem să prevenim complicațiile din acest moment. Dar da, încă avem pacienți la care bănuim că infecția s-a transmis în legătură cu serviciile de sănătate, respectiv la stomatolog, la o intervenție chirurgicală de urgență, în urma unei transfuzii de sânge, dar bănuim că infecțiile s-au petrecut în perioada anterioară. Cred că în prezent, în România, doar în mod accidental și cu totul neobișnuit se poate întâmpla o infecție în legătură cu serviciile medicale. Cred că și regulile și nivelul de conștientizare a celor implicați este îndeajuns de ridicat, astfel încât acest fapt să nu se mai întâmple. Care sunt complicațiile hepatitelor de tip B și C? Complicațiile sunt aceleași, chiar dacă tipurile de hepatită sunt diferite. Ambele pot evolua spre ciroză hepatică, care înseamnă o boală hepatică avansată, și de aici pot apărea complicațiile cirozei hepatice. În primul rând, apariția de varice esofagiene, care se pot rupe cu sângerare, cu vărsătură, cu sânge, lucru care în mod evident pune viața în primejdie la modul imediat. Pacienții pot acumula ascite, ceea ce înseamnă lichid în cavitatea abdominală și să ducă la alte complicații. Lichidul respectiv se poate infecta. Din cauza lichidului se poate apărea un blocaj la nivelul rinichilor, o greutate a respirației, astfel încât calitatea vieții să scadă. De asemenea, ciroza în sine, dar și infecțiile propriu-zis, atât cu virusul de hepatită B cât și cel cu hepatită C, sunt factori de risc majori pentru apariția cancerului hepatic. Aceasta fiind o altă complicație de temut. Și la sfârșit, în lipsa transplantului hepatic, dacă nu intervenim terapeutic anterior, evoluția este inexorabil spre deces. Dumneavoastră lucrați în prezent la un proiect de mare anvergură care se orientează pe educarea personalului medical. Într-adevăr, proiectul a început de curând și sperăm să fie de mare anvergură. Noi așa ne-l dorim. Suntem în faza încă de pregătire a implementării lui. Am ajuns la concluzia că lucrurile e mult mai ușor să le previi, chiar dacă nu e o axiomă pe care o înveți în școală,
în momentul în care ajungi la o concluzie în urma experienței de zi cu zi, lucrurile ajung să fie mult mai asumate, mai interiorizate. Și da, dacă lucrurile s-ar întâmpla mai bine la nivel de prevenție, am ajunge să tratăm mai puține complicații și pacienții noștri aveau o calitate a vieții mai bună. Și am reușit să obținem o finanțare la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Octavian Fodor din Cluj, din fonduri structurale, în programul Capital Uman, în care formăm sau ne dorim să formăm profesioniști din domeniul sănătății, medici de familie, asistenți medicali și un mult mai mic număr de medici specialiști gastroenterologi în probleme care țin de prevenția infecției sau a complicațiilor legate de hepatitele B și C. În total, câte cadre medicale vor fi instruite? Ne-am propus un număr de 420, 200 de medici de familie, 200 de asistenți medicali și 20 de medici specialiști. Cât timp va dura proiectul? Proiectul are o finanțare pe durata de 36 de luni, ceea ce înseamnă că undeva la începutul anului 2021 ar trebui să ne întâlnim din nou și să vorbim de rezultatele proiectului. Și care sperați să fie rezultatele? Rezultatele proiectul adresându-se profesioniștilor din medicină, evident că rezultatele trebuie să și obiectivele noastre sunt legate de formarea și de specializarea acestor profesioniști. Ne dorim să avem niște medici de familie și asistenți mai informați în legătură cu infecțiile și complicațiile legate de hepatita B și C, de ciroza hepatică, de cancerul hepatic, mai implicați în prevenția activă și în depistarea precoce a posibililor complicații. Și cu toate astea, interesul major este la nivelul populației, a pacienților, astfel că formând și specializând medicii de familie și asistenții, ne dorim ca, de fapt, pacienții să fie diagnosticați precoce, să reducem nivelul de sau rata complicațiilor în populație și știți cum zice Caragiale, tot românul să prospere și să fie fericit. Iar noi ne dorim pacienți informați. La ce ar trebui aceștia să fie atenți pentru a preveni îmbolnăvirile? Pacienții trebuie să fie atenți la regulile de bun simț care țin de igiena personală. În familie, fiecare membru trebuie să aibă periuța lui de dinți, să aibă aparatul lui de ras, să nu mergând mai departe, să avem contacte sexuale protejate atunci când ne implicăm într-o relație, nu știu cum să o numesc, atunci când partenerul este necunoscut din punct de vedere medical, este dreptul oricărui pacient să solicite și să verifice dacă materialele medicale sau cu care intră în contact sunt sterile și îi sfătuiesc pe toți să facă acest lucru. Dacă vreți să faceți un tatuaj, informați-vă asupra autorizației salonului respectiv. Lucruri de bun simț, banale, dar la care trebuie să fim atenți cu fiecare dintre noi. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizita. La revedere! Iar noi să ne revedem sănătoși!